Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei. Ne aflăm în comuna Bolovragi, mai exact la primăria comunei Bolovragi. Realizăm un interviu cu domnul primar Gheorghe Epure. Bună ziua, bine v-am găsit! Bun venit în Bolovragi! Mai sunt puține zile, domnule primar, până când începe campania electorală, sfârșit de mandat pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să discutăm în mare parte de principalele probleme pe care le-ați rezolvat în mandatul acesta, că au fost multe inițiali când ați venit în 2016. Problemele sunt ridicate fiecare dată pentru a fi rezolvate. În momentul în care apar probleme, există și soluții. Și toate soluțiile trebuie căutate cu ajutorul Dumnezeu. Am fost adeptul acestei idei și voi rămâne, pentru că de cele mai multe s-a demonstrat că acele oportunități, acele întâmplări, sunt de fapt bine rânduite și bine la timpul potrivit. Dar m-a interesat foarte mult aspectul infrastructurii rutiere, infrastructurii de utilități, infrastructurii turistice de vizitare, aspectul promovării localității și bunăstarea cetățenilor, pentru că dacă nu încerci să le îmbini pe toate, practic nu faci nimic spre înainte. Când zic bunăstare, mă refer în primul rând și la educația ține de generații, precum și la educația non-formală a adulților. Educația atinge generații prin acest sistem școlar de care dispunem și sistem non-formal. Educația adulților prin exemplu propriu. În momentul în care vrei să dialoghezi cu cineva și să ai pretenții, trebuie să fii tu însuți un exemplu. Mă refer la un simplu aspect. Mai întâi de toate am avut grijă să se placeze, am placeze coșuri de gunoi stradal, pentru gunoi, tocmai din dorința de a arăta că oferim și după aceea avem pretenții. Și trebuie întotdeauna să fim însoțiți de asemenea în asemenea principiu, pentru că vrei, aștepți ceva, trebuie mai întâi să oferi. Niciodată nu vor fi oferte dacă așteptări dacă nu ai ofertă. De fiecare dată trebuie să fii animat, am zis-o, de dorința de a face, dar cu nădejdea în Dumnezeu. S-a reușit continuarea unor tronsoane, asfaltării unor tronsoane de drum pe un proiect început în mandatul fostului primar, după care am promovat câteva proiecte ale mele, depuse de mine în lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie, proiecte pe PNDR finanțat prin AFIR, fonduri europene. S-a implementat și un proiect prin PNDR. A trebuit să fac o prezentare succintă a lor ca să vedeți că totuși activitatea a fost destul de susținută și nu este, v-am zis, e grația lui ajutorului Dumnezeu și implicării totale a colegilor mei de la primărie. Indiferent ce se spune despre un aparat de la primărie, eu pot susține oricând și față oricui că este un aparat de oameni care vor să-și facă datoria, totul este să-i și atragi, să-i și încurajezi. Tocmai de aceea am fost animat de dorința de a le răsplăti munca, dar am avut și pretenții pe măsură. În momentul în care le-am oferit, am vorbit de ofertă, am și avut cereri imediat. Am zis-o, vi se oferă, trebuie să dați ceva în schimb. Și a fost o implicare, le sunt recunoscător, uneori poate dialogul a fost mai repezit, pe un ton mai răsit, dar am căutat să facem cele bune. Este realizat din punct de vedere rutier 10 km pe finanțare PNDL, fonduri guvernamentale, o extindere de canal de 2 km pe PNDL 1, PNDL 1 a fost și drumul și canalul. După aceea eu am mers pe PNDL 2 cu modernizarea grădiniței școlii de la din cătunul de rudari, care este la standarde europene, va funcționa ca și grădiniță cu program prelungit. Am depus solicitarea de finanțare pe PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală AFIR, fonduri europene, pe măsura 7.2 pentru modernizarea drumului locale, 8 km de drum. Este spre finalizare acest proiect. Acum se lucrează la șanțurile de scurgere a pluviale, la rigole și șanțuri.
Am semnat contract de finanțare și este în implementare alimentare cu apă în cătunul Rudari, un proiect integrat împreună cu înființarea sistemului de canalizare în sudul satului Pulvrea și satul Racovița, în valoare de 2 milioane de euro. Este spre final și acest proiect. Alimentarea cu apă se toarnă bazinul de captare și urmează să, doar să, mai, să se facă racordul cetățenilor cu apometre la acest sistem. În rest este sistemul circa 85-90% este realizat. La canalizare s-au terminat circa 9 km, urmează să se instaleze și stația de tratare, de epurare. S-au mai implementat pe diferite program, finanțări privind dezastrele naturale, inundații în speță. S-au construit 5 podețe în satul Racovița, 2 poduri în satul Polovraci, ziduri de sprijin și gabioane. Sunt peste 400 metri gabioane și câteva sute metri de ziduri de sprijin pe pâraile, torenții care tot de fiecare dată la rupe de nori făceau pagube însemnate în gospodării și pe drumurile publice. De asemenea, avem acum în implementare un proiect prin care refacem rigola de scurgere a apelor dintr-un torent de preluare și scurgere a apelor unui torent care vine din nordul satului Polovraci, Părâul Țiganului, îi spunem noi, și trăzează întreaga parte de nord de la mănăstire, circa 1,5 km până spre centrul comunei. Trebuie să vă spun că s-a terminat, mă întorc chiar la secțiunea de învățământ, s-a terminat construcția grădiniței cu program de poate de renovare, modernizarea construcției grădiniței și s-a transformat în grădiniță cu program prelungit, cu dotare pentru asigurarea mesei calde și găzduirea peste zi a copiilor. Este terminat, închis proiectul de dotare comunei culturale și ansamblului folcloric, un proiect prin care tot finanțat prin program european, prin care s-a făcut dotarea comunei culturale cu mobilier, cu sisteme de sonorizare, radioficare pe centru, instrumente muzicale de toate tipurile, cât pentru orchestră, peste 450 de costume populare din 6 zone folclorice ale țării. Este în lucru un proiect pe buget local pentru amenajarea unei parcări și teren de sport în curtea școlii, datorită casăilor relativ mici la buget, am stopat puțin această lucrare. S-au realizat câteva sute de metri de rigole carosabile, deci peste, pe centru, în centru civic și la biserici, tocmai pentru a circula, a realiza fluența circulației în zonă. Aceste rigole carosabile sunt folosite ca și parcări longitudinale. Urmează să mai extindem la asemenea gen de parcări. Trebuie să vă mai spun că în permanență am avut în grijă întreținerea tuturor domnilor locale care încă nu sunt asfaltate. La fel a fost o grijă mare pentru igienizare, pentru o bună colectare a gunoiului menajer de la gospodările populației și s-a căutat o bună colaborare cu toți factorii de răspundere de la nivel local și județean și de cel național. Vreau să spun că a fost un interes aparte pentru o bună desfășurare și a procesului de învățământ. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să fim o societate sănătoasă, trebuie să ne educăm sănătos. Trebuie să avem nu neapărat o cultură, ci o educație. O educație într-un spirit de socializare, într-un spirit de respect reciproc, pentru că un om inteligent, dacă nu este educat social, valorează foarte puțin. Când ai o educație socială de respect și de întrajutorare, ești o valoare. Ești o valoare în sensul că aduci aport celui de lângă tine. Și cred că asta trebuie să avem în vedere fiecare dintre noi, indiferent în ce domeniu de activitate activăm, este aportul pe care îl aduci aproapele, binele pe care îl faci celui de lângă tine. Pentru că nu o să putem... Acum ni se demonstrează mai mult ca oricând ce înseamnă această izolare. Acum ni se demonstrează mai mult ca oricând că avem nevoie de dialog, de socializare. Și ne descoperim târziu.
Poate ne vom descoperi prea târziu. Este bine să deschidem ochii și să înțelegem că avem nevoie unii de ceilalți, așa cum suntem, pentru că susțineam de fiecare dată că pentru a păstra un echilibru perfect, nu poți să pui două suprafețe perfect plane una peste alta și să alergi. Foarte ușor, stabilitatea lor se destructurează. Ca să ai un echilibru perfect, trebuie să ai două suprafețe poroase. Luați, spre exemplu, două pietre de moară poroase. Se întrepătrund și ai un echilibru aproape perfect. Așa este și cu oamenii. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții cu carențele și cu viciile noastre, dar ne putem zidi. Și atunci apare acel echilibru. Nu sunt mulți care reușesc să facă treaba aceasta. Ne-ați spus despre asfaltarea drumurilor din comuna Polovraj, rețea de apă potabilă, rețea de canalizare. Ne-ați vorbit și despre educație, școlile și grădinița cu program prelungit care a fost finalizată. Aș vrea să ne spuneți, din punct de vedere turistic, cum v-ați descurcat în perioada aceasta. Polovraj este stațiune turistică, aveți peștera, mănăstirea, foarte multe pensiuni. Cum ați resimțit? Vă spun sincer, mulțumesc Dumnezeu, am avut o promovare oarecum mai agresivă, pentru că am căutat să facem o promovare și online, și media, dar și prin curentele literare pe care curentele culturale pe care le-am atras în localitate. Și ne interesează acest aspect în continuare, pentru că voi lua o cronologic. O primă emulație culturală a fost acea tabără de sculptură, simbolul dacice, inițiată de Centrul Județean de Creație pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj, în speță de directorul acestui centru, domnul Cepoi, împreună cu domnul Ciolacu. Al treilea partener a fost eu și alți colaboratori. Dar vreau să vă spun că am gândit acest tabără pe mai mulți ani și, în primul rând, din imposibilități de susținere financiară. După care ne-am dat seama că este benefică adăugirea în fiecare an a ceva nou, pentru că deschide curiozitatea. Ce au mai făcut acolo? Și se pare că dă roade acest aspect, pentru că din an în an sunt mai mulți turiști, este un exemplu pe care îl dau concret, sunt mai mulți turiști, atât în acea vatră dacică, cât și la peștera Polovraj. Vreau să vă spun că în perioada de COVID, salariații de la peștera nu au fost trimiși în șomaj tehnic și nici șoferii de pe microbus. Le-am întocmit devize pe lucrări, devize lucrări în confecții metalice, șoferilor de pe microbus care au efectuat mai multe porți și pe la căminul cultural, pe la tot ce a fost nevoie de lucrări metalice. Iar cei de la peșteră au făcut confecții în lemn. În speță să vă dau exemplu doar intrarea de la peșteră, care a fost marcată de acele grilaje de lemn. I-a schimbat total aspectul, este mult mai intimă, mult mai plăcută, e ca o poartă de gospodărie care așteaptă vizitatori. S-a căutat prin plantarea acelei poți de intrare spre satul Polovraj. S-a căutat a scoate în față vatra aceasta dacică. Faptul că aici a fost întotdeauna de veche și va fi acel spirit dacic. S-a căutat punerea în valoare a potențialului vetrei dacice prin faptul că chiar nomenclatoarele stradale, numele de numirea stradilor, este caută să redea toponime locale din legende, denumiri de daci, preoți daci, de regi daci și de istorie locală. Tocmai pentru că Polovraj a fost marcat de-a lungul timpului de cel mai mare zeu al dacilor, Zamoxis, care a și locuit și se spune că e retras aici, de o locuire nemaipomenită a unei mâini de călugă și călugărițe la mănăstirea Polovraj, care au marcat zona și se întrepătrund cu legendele dacilor, de o locuire și o trecere nemai întâlnită a unor oameni vestiți a istoriei, mă refer și la
Mihai Viteazu, mă refer la Tudor Vladimirescu, de aceea drumul național are denumirea de calea lui Tudor Vladimirescu, calea Tudor Vladimirescu. Mă refer la Ian Cujianu, care s-a suit pe peștele de la Polovraci. Și la, v-a zis Mihai Viteazu, pentru că peștera Zamoxis are, peștera Polovraci are trei mari denumiri generice. Peștera lui Zamoxis, peștera Pahomie sau peștera Polovraci. V-am zis de ce Zamoxis, să vă spun de ce Pahomie. Pahomie este unul din boierii Bani ai Craiovei, boierii Craiovești. Capitan de gardă al lui Mihai Viteazu, care după asasinarea lui Mihai Încăpia Tuzii, 1600, s-a retras ca și călugăr și a terminat scritul de la pătrun sa, după care în anii, între anii 1607-1610, a funcționat ca și călugăr Isihas la Mănăstirea Polovraci, se spune că a fost și starețul mănăstirii. S-a retras mulți ani în peștera lui Zamoxis, care după aceea a luat denumirea peștera Pahomie, și a desenat în acel timp pe cunecul de fum și ceară un schelet uman cu o coasă și l-a intitulat Moartea cu coasă. Este un avertisment al faptului că tot ceea ce avem este din afară noastră, din Amosu. Sunt daruri divine. Frumusețe, inteligență, bogăție, funcții sunt daruri divine și trebuiesc, noi suntem doar niște economi. Dacă noi se naște trezvia asta și vom ști conștienți că sunt daruri tot ce avem, vom fi constructivi. Dacă considerăm că este meritul nostru a ceea ce avem, a frumuseții, a inteligenței, a bogăției, a funcției, atunci vom fi disruptivi. Deci trebuie să facem foarte bine societatea, tocmai de aceea Dumnezeu nu forțează mâna nimănui. Dumnezeu așteaptă să batem și să conlucrăm. Nu intră în viața nimănui neinvitat. Deci este doar o simplă rugăciune, nu facem proste, nu doar o rugăciune. Și să fim animați și din dorința de a construi pentru aproapele, v-am spus. Asta este cel mai important, de a construi pentru cel de lângă tine, pentru că atunci te bucuri și tu. Niciodată nu vei rămâne pe margine în momentul în care dăruiești. Am înțeles. Din păcate, în perioada aceasta, evenimente culturale n-am mai avut. Târgul nu s-a mai făcut de la Polovraci și târgul nu știa mult așteptat. Grație Domnului, a fost. Evenimentul cultural a fost această tabără. Online, ansamblul folcloric s-a prezentat de fiecare dată foarte bine, cu susținere mari. Târgul a reușit, grație tinerilor, să ținem totul online, dar a fost o virtualitate vie și foarte animată, mi-a plăcut foarte mult. Uneori eram agasat, așa că m-am gândit foarte mult la pierderile de venituri ale localității. Dar se pare că Dumnezeu are o bună judecată pentru tot și l-am zis, acum ne toată întâmplarea aceasta cu această pandemie face altceva decât să ne facă să înțelegem că omul este totuși o ființă socială și nu poate să stea izolat. Da, oricum, cei care au participat la târg online, am înțeles că au făcut vânzări destul de importante. Da, chiar ne-au salutat foarte mult și au mulțumit pentru promovarea care s-a făcut. Am zis, este perioada unei promovări masive și atât online cât și mass media. Și vă spun mulțumesc și noastră televiziunilor pentru că tuturor celor care au venit și au făcut reportaje ne-am căpătat un renume și slav, mulțumim Dumnezeu că avem căutare de către turism și înțelegere vis-a-vis de aceste aspecte cultural, tradiționale, turistico-istorice ale localității. Am înțeles. Spuneți-ne la ce se lucrează în perioada aceasta în... În perioada aceasta lucrăm la șanțuri rigole de scurgere a apelor pluviale pe la drumurile care au fost turnate. Lucrăm la apă, este, v-am zis, în ultima s-a turnat bazinul de captare și în rest vor trebui să facă acele distribuții către populație să-i conecteze. La canal este în plin lucru, urmează să instaleze stația de tratare, de epurare și acum lucrăm la o rigolă de reluare a apelor pluviale la unui torent, v-am zis, de la mănăstire până spre centru, un kilometru și jumătate, circa, pentru a putea evita inundarea gospodărilor și a drumului de acces către mănăstire și către gospodările din acea zonă. Am înțeles.
probleme ceva cu apa în perioada aceasta, presiunea scăzută sau o fost zile când a fost Da, apa au fost zile în regulă? care, da, chiar în urmă cu o săptămână de zile, brusc, seara bazinul a fost plin și dimineața l-am găsit gol. Probabil în acea noapte a fost o inflație mare de irigări. Da, la minimul de da, fără grădină. Discuție. Dar nu sunt. Bazinele de apă sunt constante. N-a scăzut debitul. Ploile au fost. În acest an n-a fost așa lipsă la noi de apă. Și izvoarele sunt bine alimentate. Investițiile pe care le-ați precizat la începutul emisiunii, domnule primar, am văzut că ați atras foarte multe fonduri europene. Asta înseamnă că aveți și o echipă de specialiști în cadrul primăriei. Chiar dumneavoastră a spus președintele Gal Parâng. Am fost, mi-am dat demisia în momentul în care am fost ales în funcția de primar. Da, și am avut o... Am uitat să vă spun, acum prin Gal demarăm alte două proiecte europene. Un centru de fructe, depozitare și procesare fructelor de pădure și un centru social. Un punct sanitar de lacuri s-a transformat în centru social de zi pentru vârstnici și copii. Ceea ce visam eu, v-am spus, dintotdeauna mi-am dorit ca... Și cred că toată lumea simte la fel. Legătura dintre bunic și nepot este o legătură sfântă. Asemenea, centre nu fac altceva decât să ducă la un dialog foarte, nu numai verbal, un dialog de suflet între generația bătrână și generația de tineri. Și este un lucru foarte bun, pentru că atunci se transmit valori morale. Așa este. Centrul de colectare a fructelor extrem de benefic pentru locuitorii comunei Polivaci. Am avut, m-a surprins foarte plăcut receptivitatea celor pe care am apelat să vină alături de noi la cooperativă. Am format o cooperativă. S-a întârziat foarte mult pentru că nu s-a reușit de atâția ani o armonizare între legislația românească și legislația europeană. Și legislația specifică de acordarea, mă rog, și de pliere pentru aceste finanțări. Am terminat, nu au fost probleme, dar a trebuit să revenim de fiecare dată pentru că era foarte greu să ajungem la armonizare. Și până la urmă am ajuns la deschiderea, înființarea unei cooperative agricole. Cooperativă care, sprijinită de primărie, de societatea primăriei, va funcționa. Trebuie să vă spun că am reușit să ne obținem pe o societate de apă canal licența de funcționare pe 5 ani de zile. Această societate reușește până acum să mențină apa la 1 leu, tona de apă la 1 leu și 39 de bani. Este foarte greu, ar fi foarte bine dacă toți ar înțelege să vină să-și achite la timp factura pentru cantitatea de apă consumată, pentru că în felul acesta suntem la linia de plutire cu această societate, raportându-ne la încasările de la apă și canal. Este un preț foarte, foarte mic. Este un preț foarte rezonabil. Dar sunt cheltuieli legate de energie electrică, sunt cheltuieli legate de tratarea apei, atât la apa de consum, dar și la tratarea pentru cea redată în emisar, pentru apa uzată. Și sunt cheltuieli care trebuie să aibă de undeva o acoperire. Și acoperirea este din această taxă care se practică. Da, de este ca oamenii să-și plătească în fiecare lună. Asta ar fi ideea ideală. Asta ar fi ideal. Da, așa este. Ați atras foarte multe fonduri europene în comuna Polivraci pentru diverse investiții, astfel reușiți să faceți și cadastru. Da, suntem la a șaptea finanțare pe cadastru sistematic. Oamenii au salutat această idee, le-au venit intabulările, le-am distribuit de fiecare dată când ne-au revenit de la Oficiul Județean de Cadastru. Vreau să vă spun că s-a mai reușit și paralel cu acest cadastru, mai făcut și alte lucruri de cadastrare, tabularea domnilor. De ce vă spun în paralel? Pentru că s-au făcut măsurătorile pentru și studiul de fezabilitate pentru aducțiunea de gaze. Și odată cu demararea ridicărilor topo, mi-am dorit să am și o intabulare, o ridicare topo definitivă a tuturor întregii rețele de drumuri locale, pentru a nu mai face de fiecare dată ridicări pentru soane de drum și
la fiecare proiect sau schiță de proiect pe care le depune pentru finanțări. Deci va fi o ridicare și o etabulare definitivă și de care ne vom folosi de, la proiectele pe care dorim să le implementăm. Mulțumim mult de tot pentru aceste momente, multe poftă în continuare. Doamne ajută! Mulțumim mult, până în punct de aici, ediție de astăzi de emisiunea Agenda Zilei. Ați urmărit așadar un interviu cu primarul comunei Polovragii, domnul Gheorghe Ecure. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.